mai bine. Din păcate a venit acel gol în, la ultima fază și a trebuit să revenim din nou. Am făcut o altă repriză foarte bună. Chiar am avut și eu acea ocazie de care pot să spun că mi-am bătut joc așa și pare rău oarecum, dar da, te auzeam important când este ai ieșit chiar atât de rău, îți pare că ai încercat da, să da, mi-am stricat acolo seara, ca să zic așa, dar este regulă. E bine că am câștigat, nu mai contează. Povestește-ne acea execuție de la gol, care nu-i deloc simplă. Vine centrarea, într-adevăr, foarte bună a lui Kiki, dar preferi colțul portarului, colțul scurt. Da, am vrut să dau din prima, cum încep de fiecare dată când sunt în aceste situații. Spune-ne, vă urcați pe loc de play-off, cum se vede de acum încolo lupta asta? Este destul de greu. Noi avem mult de recuperat pentru că am pierdut foarte multe meciuri și totodată puncte și acum trebuie să venim din spate și să fim din nou acolo sus. E mai greu așa când sau simți în vestiar colegii apăsați cumva de câștigarea unui titlu și faptul că într-adevăr trebuie să dovedească că sunt o echipă? Nu, nu este nimic. Am fost într-o situație delicată. Este bine că am ieșit, o perioadă cu multe jocuri și acum ne-a rămas campionatul și trebuie să ne axăm pe asta și să prindem play-off. Tu personal, anul acesta, ce ți-ai propus? Nimic, să joc fotbal, ceea ce încercăm să facem aici zi de zi. Mulțumim tare mult!